Femeia este acum sub supraveghere medicală la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia. Iuliana Gâtej a stat de vorbă cu medicii și are detalii. Iuliana, bună seara! S-a mai liniștit? Ce se întâmplă acum cu ea? Bun găsit tuturor! Da, femeia este mai liniștită, mai ales că medicii au administrat calmante imediat după ce femeia a fost băgată în apartament. Acum mi se face o primă evaluare, evaluare standard, care presupune ca medicii să stabilească dacă femeia suferă de o boală de sănătate mentală, a consumat alcool sau substanțe interzise. În orice caz, știm foarte clar că femeia a luat un tratament pentru că era depresivă și acest tratament l-a întrerupt. Pentru o evaluare completă va mai dura chiar și 3 săptămâni pentru ca medicii să stabilească ceva. În orice caz, dacă este vorba de schizofrenie sau de alte boli grave,